Marcel Romanescu, edilul municipiului Târgu Jiu, anunță faptul că tocmai a fost finalizat proiectul tehnic pentru cele trei pasaje subterane din Bulevardul Unirii, situate în intersecțiile de la Piața Centrală, Magazinul Parângu și Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Urmează semnarea contractului de finanțare și organizarea licitației pentru lucrări, investiția ridicându-se la valoarea de aproximativ 40 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene. Am terminat și faza de proiectare, ceea ce înseamnă că deja pe finanțare europeană am terminat tot ceea ce aveam de realizat pe bugetul pe care l-am uh, obținut pe proiectele depuse pe finanțare europeană pe axa de finanțare 2014-2020. Acum nu trebuie uh, să neg faptul că știm exact deja sumele pe care le avem uh, prealocate pentru realizarea acestor pasaje. E vorba de 40 de milioane de euro și încercăm să ne încadrăm cu proiectul pe care l-am realizat pentru cele trei pasaje în această sumă de 40 de milioane de euro, o sumă prealocată municipiului Târgu Jiu. E adevărat, procedura este mult mai anevoioasă, noi ne întâlnim de fiecare dată la ADR Sud-Vest Oltenia și între noi municipiile întotdeauna putem să negociem. Adică, fiecare își pune pe. Uh, în agendă un anumit număr de proiecte, și sumele care sunt alocate pentru Oltenia ulterior se împart între municipii în funcție de obiectivele pe care le avem de finanțat. Edilul susține că cele trei pasaje vor fi dotate cu lift, spații socioculturale, librărie, cafenele, spații comerciale și de presă, iar în centrul fiecărui pasaj va fi construit un luminator, spațiul de sub el fiind destinat evenimentelor culturale sau comerciale. E un proiect extrem de amplu. Nu vă ascund faptul că nu va începe în 2023, pentru că încă nu s-au deschis axele de finanțare pe porul viitor, dar știm că avem proiectul realizat, știm ce avem de făcut, avem sursa de finanțare, ceea ce înseamnă că undeva în 2024 procedura de licitație se poate demara. Dacă, încă o dată, vom avea un ghid de finanțare aprobat până în acel moment, și eu cred că se va aproba în 2023, iar ulterior cetățenii municipiului Târgu Jiu vor beneficia de trei pasaje, pasajul de la uh, Piața Mare, pasajul de la magazinul Parângu și pasajul de la colegiul Tudor Vladimirescu.